Bun venit! Suntem la Starea Nației, live. Marius gâji e o boxă, așa se întâmplă la concertele mari din, din lume, și boxa aia, Găji. Bun venit! Nu sunt într-o stare extraordinară. Cei care au primit astăzi newsletter nostru știu despre asta, că am scris acolo un text. De sâmbătă, colega noastră Dana Ionescu nu mai e printre noi. Dana vă trimitea pachetele de la, de la magazin și a făcut a avut ghinionul să se îmbolnăvească grav în, în țara asta și după cum știți asta adică te omoară sistemul ăsta când ești sănătos dacă când ești grav bolnav nu vă zic ce umilințe, ce plimbăte de la un spital la altul, du-te la ăla, du-te la ăla altul, eu nu te primesc aici, lasă-mă în pace. Că mai sunt toate discuțiile astea pe care le fac acești imbecil de la Ciolacu până la Rareș Bogdan și de la toți, toate, toți, toți viermi ăștia care zic, români, veniți înapoi în țară. Bă, n-aveți ce să... Dacă vreți să... Să rămâneți în viață pentru că dacă treceți printr-o astfel de nenorocire, am, săptămâna trecută am prezentat statisticile. Dintre oamenii bolnavi de cancer, 45% da, dintre cei care mor, mor cu zile, ar putea fi salvați, doar că la noi nu se întâmplă. Da. Ok, eu o cunosc pe Dana de când eram copil, cred că aveam până în 8 ne știm de 30 de ani, ea fiind mai mare decât mine cu, cu 10 ani. Și cu câteva pauze în ăștia 30 de ani am lucrat împreună. Și... E rău. Uh, mai multe am scris în newsletterul nostru uh, pentru, pentru cei abonați la newsletter. Vă reamintesc că e gratuit dacă vreți să, uh, să vă abonați. starea slash newsletter. Și azi foarte multe lucruri de, de discutat și aș porni cu tot cu nenorocirea asta din spitale, uh, cu faptul că Tatăl unuia dintre copiii omorâți în acel accident cumplit de la 2 mai, omorâți de acel om drogat, băut, așa, am, am văzut o secvență dintr-un interviu al lui Morar, asta e altă chestiune, n-aș putea să fac în viața mea așa ceva. Uh, am văzut într-un interviu că omul ăsta a zis că a fost sunat la 5-6 ore după accident, deci copilul lui murise la 5 dimineața, nu știu dacă ați văzut secvența, și uh, a fost sunat la 5-6 ore după accident de la pompe funebre, deci nu de la. Uh, uh, morgă, nu, nu de la firma de pompe funebre, nu, Larisa? Care uh, 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 îl preluase pe, pe copilul uh, uh, mort, uh, rupt în două, nici nu așa. Și mi se pare incredibil, deci la noi, oameni buni, în această țară de căcat, uh, polițiștii procurorii nu mai au nici cea mai mică intenție să respecte fișa postului. Nu că, deci eu nu cred, eu nu cred că în România, nu, sincer nu m-am uitat, dar eu nu cred, și vă rog să mă ajutați în comentarii, că în România polițistul nu trebuie să înștiințeze familia, sau procurorul sosit la fața locului, sau o autoritate, cineva, după ce constată o asemenea nenorocire, nu îi înștiințează pe cei apropiați, nu înștiințează familia. Eu nu cred că nu există asta, că bă, afli tu treaba ta. Nu, nu cred că, că nu trebuie să te sune cineva, o autoritate. Bă pe părintele acelui copil S-au pișat toate instituțiile statului, da? Deci pe, pe toată situația, pe tot. Deci acei oameni au aflat de la o firmă care a sunat să ceară banii, cât? 500 de lei. Că l-au preluat de acolo și l-au pregătit ce au făcut acolo. Vă dați seama așa ceva? Mi se, pare, mi se pare incredibil. La fel, bă, în România, dacă mori, am avut această situație cu Dana. Dacă mori sâmbătă, ai pus-o că abia luni există acces pentru familie. mie, mie nu mi pe treaba asta în minte. Adică nu putem fi atât de nemernici. N-avem cum. Cum adică nu e program duminica? Ce? De ce? Că moartea nu ține cont de ziua din săptămână, mă, nenorociților. Deci ai murit sâmbătă, papuiu, să vină luni cineva. La fel pe omul ăsta să-l sune la 5 ore după ce îi moare copilul. Cum e posibil, mă, așa ceva? Ce ce Eu nu înțeleg cum purtați, jegoși ăștia care faceți aceste lucruri, cum dracu puteți să purtați uniforme? Aia acum dracu vă puteți da procurori și așa mai departe? Și când se ajunge la lucruri, de, ajungeți, de, vă, uh, uh, vrea lumea să vă bată pe stradă? Aolo, domne, dar ce? Păi uite de-aia, bă, că îi aduceți pe oamenii în această stare pentru că sunteți niște nemernici, pentru că nu mai dați doi bani pe cei în slujba cărora voi sunteți puși acolo, mă. Bă, nu sluji nici ăștia, mă uit la ăștia, la, la, la politicieni, stai și te uiți, că mai zice lumea, intră, bă, în politică, du-te, de ce să iei la bătaie, la, la, ce, că nu poți să reziști între vierme ăștia. Bun, nu se poate așa ceva. Vă mai dau una, apropo de polițiști nenorociți. La mine, la Ploiești, fiți atenți ce se întâmplă. Deci este, te dai cu capul de pereți. Până unde poate să ajungă nu doar prostia, mizeria, jigodismul acestor polițiști. Accident. Accident, fiți atenți. Seara. Accident. Există un martor, pensionar, care vede ce se întâmplă la, de la etaj. Omul coboară în papuci ca să zică, da, domne, Poliția îi notează adresă tot, 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 că trebuia să dea omul declarație. Dar le-a spus acolo despre ce e vorba și ce da, ține numărul de telefon. La care persoana respectivă zice, domnule, n-am telefon, mi s-a stricat, o să-mi iau altul, nu mi-am luat, n-am telefon, dar vă dau numărul de telefon al vecinului, care e pensionar, e toată ziua acasă, răspunde, și mă anunță când, dacă vreți, să... secția de poliție era acolo, adică în zonă, deci nu era problemă omul să vină să dea o declarație sau ceva pentru ce ce credeți că se întâmplă? În noaptea respectivă, la ora 3, 3 dimineața, boia aia de la poliție îl sună pe acel om care habar n-avea de discuție. Și îi zic, domne, vrem să mergeți la Cutărescu să-i spuneți că trebuie să vină să dea o declarație. Și ăla le-a închis telefonul, plecați dracu, dar ce de tâmpiți. Că vedeți, mai e și chestia asta, de ce lumea pică în plasa nenorociților care sună și fac tot felul de să-ți ia banii, să dai datele, să tot. Păi dacă poliția sună la 3 dimineața, mă, dobitocilor! Deci poliția sună la 3 dimineața. În fine, au, știți ce au făcut? Când ăla nu s-a dus, că le-a închis telefonul și probabil și-a închis omul de tot telefonul să doarmă, na, pensionar, puteau să-l omoare, dracuță. Ce a făcut poliția? S-a la asta la ușă, la martor. Da? Și asta tot, om în vârstă. S-au dus la 3 jumate să ia declarația. Eu înțeleg că sunt puțin polițiști, înțeleg că... Bă, dar nu puteți să faceți așa ceva, n-aveți cum. Deci eu să fi fost polițist și să-mi spună șeful meu, bă, du-te să iei declarație la trei jumate de la ala, îi ziceam, pu, dă-te mă, ta mă, du-te tu. Cum să faci așa ceva? E împotriva oricăror norme posibile și imor. Nu vorbesc numai de bun simț. Cum cu să te duci la trei... Am pățit-o noi la cafenea, fiți atenți. Noi la cafenea, având camere de supraveghere, se întâmplă, nu știu, de trei ori pe săptămână să vină cineva de la poliție, super ok, cu mandat din ăla, cu ce trebuie, domne, avem și noi nevoie între ora cu tare și ora cu tare. Că odată s-a furat ceva, a doua a fost un accident, a treia oară nu știu ce, să ne pune și noi o imagine la dispoziție. Pac, scos frumos, card, poftiți imaginile, la revedere. Acut două săptămâni, unul o bate pe una la cafenea acolo. Deci în curtea cafenelei, seara, aproape de ora închiderii, 8 și ceva, o bate rău de tot. Ea a intrat la baie la ceva, ăsta a rămas cu telefonul, înțeleg că pierduse la pariuri o sumă destul de mare și ăsta a rămas cu telefonul ei și a găsit ceva în telefon, dar nu i-a plăcut lui. Dacă n-a bătut-o acolo, imaginile sunt incredibile. Era afară, nu, erau singuri afară, n-a văzut nimeni, era întuneric deja să fie o lună, ceva de genul ăsta. Era întuneric, cred că și cu el, la, la 8 și un pic întuneric. Și nu, e, nu s nu se dăduse încă ora. Vine poliția, ia imaginile, pleacă. După ora 23, îi sună telefonul Eugen al nostru de la cafenea. Ăsta, buimac de som, da. Sunt polițistul în Coaste și vreau... Am venit aici, nu mai e nimeni aici, că voiam să iau declarații. Bă, te tâmpi la cap? Cam cât de proști sunteți? E pe jumate, s-a închis de două ore jumate, sunteți nebuni? A, păi nu, trebuie să vină cineva să dea declar. Când mă? Acum. Asta zic, e ceva ce se întâmplă peste tot? A, există un ordin să fiți tâmpiți? Sau cum? Da. Ok. Uh, și apoi mai e treaba asta care s-a întâmplat la, la Spitalul Pantelimon, Apropo de ce au ajuns aceste spitale, ce a ajuns acest sistem de moarte, pentru că noi nu avem un sistem de sănătate, avem un sistem de moarte. A, și vreau să zic două vorbe și despre acest imbecil care încă este Ministrul Sănătății, domnul Rafila. Dar... Deci ați auzit cu siguranță că a fost peste tot treaba asta cu pacienții morți la Spitalul Sfântul Pantelimon. Eu nu m-am uitat pe nimic în weekend și tot am aflat uh, uh, despre treaba asta. Uh, uh, ministrul Sănătății, acest supercompetent, uh, spune că sesizarea a venit abia după uh, 3 zile. Inițial era vorba despre 20 de pacienți uh, decedați, uh, înțeleg că sunt 17 și au deschis patru anchete. Procurorii au deschis dosar penal în rem de, pentru omor și au început înțeleg audierile. Și există în spital apropo de imbecilii care au ajuns să populeze aceste spitale și faptul că totul este dezumanizat și dezumanizant acolo, totul, absolut totul în, în aceste spitale. Există două tabere și la ăștia, spun surse interne aparținătorii zic și ei că la câteva ore după ce au vizitat rudele la spital au aflat că au murit managerul spitalului spune pacienții care au stat intubați mult timp care necesitau noradrenalină pentru susținerea funcțiilor respiratorii aveau și afecțiuni asociate Asistenta care l-a anunțat pe Rafila despre ce se întâmplă acolo susține că medicii ar fi oprit tratamentul care îi ținea în viață pe cei 20 de pacienți ca să îi elibereze paturile din secția ATI. Rafila zice că el are îndoieli, mă rog, el are îndoieli tot timpul cu privire la orice, dar nu cu privire la cât de competent e el. Și ce am îndoiel cu privire la această situație, mai ales că vorbim de un asistent medical care afirmă că medicii n-ar fi administrat tratamentul corect, nu pot să vă pronunț, nu sunt specialist. Nu era medic ăsta, Rafila? Așa. Nu știu situația de la fața locului, însă, în mod evident, dacă e vorba despre o culpă medicală gravă din partea colegiului sau din partea altor instituții abilitate, va exista... Nu pot să mă multe pronunț, rahaturi. Asistenta care a făcut sesizarea nu e nominalizată, desigur. Deci nu vreau să ajungem în situația în care o reclamație neasumată de nimeni, a unui asistent medical, să constituie un element de acuzare pentru medici. Nu e corect. Nu putem să tragem concluzii privite, doar, pripite pardon, doar în urma unei, unor afirmații neverificate. Uh, nu e vorba despre o acuzație asumată și nu cunoaștem cine e autorul acestei acuzații. Deci mi se, mi se pare incredibil. Uh, uh, ca să vă dați seama, uh, înțelegeți acum, după acest episod, cam câte morți... Uh, uh, care pot fi evitate fără niciun fel de problemă se întâmplă și sunt acoperite de personalul spitalelor în România? Să nu, acum sunt niște medici care, domne, să nu generalizăm sictir. Sictir, că și ăștia care sunteți ok, foarte mulți, aveți această vină că îi acoperiți pe toți nenorociții, pe care îi știți cu toate lucrurile pe care le fac. Dar sunteți pe principiu, bă, nu te bagi, nu ți să bagă. Și vă vedeți în continuare de treabă. Noroc. Noro marote. A am marote. Bun. Cum? Da, și mai voiam să zic că am vorbit, am zis că facem ceva, Uh, și, cu, și cu subiectul ăsta, cu, cu dăruiește viață, cu, cu spitalul, de fapt, mie mi se par mi incredibile afirmațiile uh, acestui Rafila, care a fost la ăsta la Zachman, uh, vineri am impresia, la uh, ce emisiune, e? nu știu, uh, cum îi zicem? Așa, Insider Politic, am participat la când s-a ales numele uh, emisiunilor la Prima TV și ăsta mi s-a părut cel mai stupid titlu. Uh, insider Politic, ăsta s-a ales. Uh... Deci, omul a venit acolo și a avut aceeași atitudine absolut imbecilă de a pune într-o lumină proastă, de a arunca de a planta, cum să zice asta, asta face PR-ul ăsta nenorocit. PR-ul ăsta nenorocit în toată lumea ce face? Plantează îndoială. Cu asta se ocupă pr -ul. Atunci, într-o situație de criză, prima măsură pe care o iau oamenii de piar nemernici, și sunt probabil 8 din 10 nemernici, este să planteze ceva îndoială. Deci avem o situație care e ok, e nu știu ce, dar nu prea ne convine nouă. Hai să plantăm niște îndoială. Hai să găsim niște uh, chestii de care să ne luăm, care chiar dacă nu sunt adevărate, noi mergem acolo și plantăm ceva îndoială. Mai ales în rândul celor care uh, nu. Uh, cum să zic, sunt pe gard, cum să zice, la de astea electorale. Adică nu sunt nici într-o tabără, nici în alta, sunt pe gard. Dar nu sunt deciși. Bă, hai să vedem. Deci o facem odată pentru ăștia din tabăra noastră, care ne susțin necondiționat și nu prea gândesc mai ales acum, cu inteligența artificială și cu tot, bă, nu mai trebuie să gândim, o să vă citesc imediat un pasaj extraordinar din, din cartea lui Costică Brădățan, elogiu eșecului, săptămâna viitoare avem și interviu cu Costică Brădățan aici la, la Cafeneaua Nației. O carte excelentă, vă recomand. Și a ieșit și în, și în limba română. Și mi se pare incredibil cum apare acest Rafila și așa începe să spună Că vezi, mai e și chestia asta, zice lumea, dar de ce nu-i chemați pe politicii? Odată nu vin, pentru că dacă ar fi fost la mine, aș fi zis cu metre. Ori ai acoperire pentru ce zici, ori te însoțesc până afară acum. Nu poți să faci așa ceva. E, și el s-a apucat, doamne, să vedem, eu plec de la prezumția de bună credință, că eu sunt sigur că actele, că nu știu ce. Mă, știți ce a făcut acest, acest... Viermișor, politic, a făcut următoarele lucruri. Stați că am aici mai multe declarații scoase. Fiți atenți. Ce a făcut? Am primit în ianuarie, spun fetele de la Dăruiește Viață, informația că Ministerul Sănătății dorește detalierea valorii clădirilor. Noi am construit în total trei clădiri, spitalul, stația de epurare, o clădire care include centrala termică, spații de birouri, centru de date și așa. A valorii echipamentelor, inclusiv detalierea numelor companiilor de la care am achiziționat echipamentele medicale. De ce? Ok. Dar nu zic. Ok, sunt echipamente medicale, trebuie să știi de unde vin. Normal că trebuie să știi de unde vin. Dar trebuie să știi cine e producătorul, nu ne-a apărat de unde s-a cumpărat că s-a făcut pe banii noștri, mâne mernicilor, nu pe banii voștri. La data de 17 ianuarie am trimis pe adresa de mail la Secretarului General, Secretarului General al Ministerului Sănătății toate aceste detalii, cu precizarea că dacă sunt necesare și alte informații, le punem la dispoziție. Pe 18 ianuarie am avut o întâlnire la Ministerul Sănătății, la care a participat inclusiv domnul Rafila, Așa, implementarea proiect pilot Marie Curie, nu știu ce la 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 la. Volumul de documente adunate în cei 5 ani de construcții, 3 clădiri, sute de repere, zeci de echipamente, mobilier, nu știu, ce este foarte mare. Cele mai multe dintre ele cu plăți finale în ianuarie după acceptanță. Tot în ianuarie ni s-a cerut de la spital o defalcare a costurilor pe tipuri de cheltuieli. Cele trei clădiri, echipamente, mobilier. Etc. Biroul nostru contabil, împreună cu echipa de la Dăruiește Viața, a lucrat pentru a furniza aceste situații cum ne-au fost cerute. Ulterior au venit de la spital două persoane de la minister, fiți atenți, care să ajute procesul de predare-primire. Iar de atunci, cererile au început să fie din ce în ce mai diverse, mai neobișnuite, uneori absurde. De exemplu, cum am înregistrat noi amortizarea echipamentelor și mai numeroase situații detaliate pe tipuri de încăperi, pe fiecare încăpere în parte, pe unele tipuri de echipamente, detaliate pe amenajări exterioare, situații detaliate privind facturile, corespondența lor cu echipamentele și plățile. Bun toate sunt, pentru că ai avut, normal, diriginte de șantier, cu toți știm și noi acum, cum e la Teatrul Nației, ai diriginte de șantier, îl înregistrează toate, toate hârtiile, tot ce vine, știi, pentru fiecare cablu, absolut toate, toate datele. Problema e următoarea. Ultima solicitare, care ne-a făcut să realizăm că abuzul a devenit intolerabil și că procesul pare fără sfârșit, a fost cea cu conform cu originalul pe fiecare pagină. Voi înțelegeți că sunt zeci de mii de pagini acolo, și că Rafila a vrut să fie o ștampilă și o semnătură pe fiecare pagină conform cu originalul? Pe fiecare pagină? E, și în tot acest timp, ministrul Rafila nu s-a abținut de la face afirmații malițioase manipulatorii medic, menite să inducă în mentalul colectiv îndoiala și neîncrederea îndăruiește viață în noi personal și în acest proiect. Am menționat de mai multe ori că spitalul are statut incert, că noi n-am predat toate documentele, că n-am semnat procesul verbal de predare-primire, că domnia sa nu cunoaște valoarea investițiilor, că nu poate autoriza funcționarea fără intabulare și multe alte lucruri total neadevărate. Uh, uite, există această afirmație, spusă de Rafila. Gândiți-vă și voi cât de ticălos să fii ca să faci o astfel de afirmații. Eu, de exemplu, acord prezumția de bună credință de la început și sunt convins că documentele pe care le vor pune doamnele de la Dorește Viață sunt foarte multe și așa mai departe. O să certifice o valoare care corespunde cu siguranță cu cele declarate anterior. Echipamentele trebuie donate spitalului ca să poată să-și desfășoare activitatea acolo. Spitalul e funcțional, dar trebuie rezolvate și aceste probleme. Nu avem ce să facem. Dânsele trebuie să facă donația, nu trebuie să o facem noi. Deci, iată tot felul de afirmații mă rog, o mizerie. Am primit astăzi un comunicat de presă de la cineva de acolo și m-am bucurat să aflu că mâine are loc iată mâine are loc stați că n-am dat bine aici Mihaela Vă invităm mâine, 16 aprilie, de la ora 11, în curtea Spitalului Marie Curie, să fiți alături de noi la o întâlnire cu presa pentru a marca uh, un moment istoric. Primii pacienți au început să fie tratați în spitalul construit de uh, Dăruiește Viață. Da. Și, a, și am mai zis că, da, am zis, bă, ce înseamnă să fii un vierme politic. Uh, am mai zis că resimte o presiune mediatică. Asta a zis Rafila, că el se simte presat din punct de vedere mediatic cu acest spital. Adică de ce să-l dăm în folosință repede când putem să-l dăm în folosință mai încolo sau deloc? Nu știu dacă ați văzut aia cu spitalul de la Târgu Cărbunești, parcă sau cum se numea. În care s-au băgat, nu știu, ceva, milioane de euro și se închide acum. Deci e faliment. E gata asta e țara, mă. A asta ajungi când pui niște nenorociți să te conducă. Că, na, zici că îi pun serviciile. Noi îi punem până la urmă, că dacă acceptăm... Da. Uh... Foarte repede, mai am câteva subiecte și apoi o să vreau să... să vă las și pe voi, să ziceți, să comentați. Uh... Mulțumesc pentru mesaje, pentru condoleanțe am văzut aici și uh, foarte multe lucruri. Bă, mă uit până orașe oameni buni, oameni buni. Am, am făcut și la mine niște poze. Mă este este în opinia mea inacceptabil. Deci în, în fața uh, în fața cafenelei de pildă la mine, există un uh, un uh, deci acesta asta este un loc de parcare, nu știu dacă se vede. Cred că se vede. Se vede, nu? Deci e un loc de parcare, oameni buni, un loc de parcare într-o parcare publică. Au venit niște băieți de la partid, eu nu știu dacă există autorizații pentru așa ceva, sunt peste tot, cu, cu, cu toate partidele. Și au bătut, da, în betonul respectiv, din locul de parcare, o Dita mai ă, structura, iată, deci e Dita mai structura, da, care ocupă un loc de parcare. Și care, eu, eu sunt în stare să dau scris că n-are cum să aibă autorizație. De, decât dacă ai mânări ceva, fie ai mânări niște legi, fie... Deci nu se... Eu dacă vreau să fac așa ceva, că am campania dați 2 lei pentru Teatrul nației sau pentru uh, uh, cantina socială pe care o construim acum, uh, nu pot să fac așa ceva. -o să zic că o să-mi zică de la ăștia, de la administrația domeniului public sau ce e... Bă, cum dracu' mă, ești nebun să punem într-o parcare, te-ai tâmpit la cap? Bă, da, pentru campanie să poate mânca, faci cu asta. Bă, este, este, este ceva de neimaginat în opinia mea. De neimaginat. Repet, n-are a face MECLA, cine e, candidatul. Dar are de a face la momentul că o să-l sun și pe ăsta, pe, pe, pe Bogdan, pe Nica, de candidează de la PNL. Bă, ție-ți e ție ok să fie moaca ta în locuri în care oamenii sunt enervați, știți cât te învârți acolo în față să găsești un loc de parcare la prânz? De cinci ori faci nenorocirea aia. Adică, și asta se întâmplă peste tot, înțeleg că e scandal și în București cu asta, nu? Bun nu se poate să ocupați voi domeniul public pentru că aveți voi campanie electorală, că nu e despre voi, mă, nenorociților. E despre noi. Și eu vreau să mă duc serios, mă duc, cer hârtii, și fac reclamații la poliție personal pe numele celor care au făcut asta. Deci, care ești, mă, director de la ce? De la Societatea de Gospodărie Urbană. Cine a semnat asta? Nu știu, vice-directorul sau adjunctul sau nu știu care. Cine e șef serviciu cu cu care a făcut nu știu ce? Bă, plângeri la poliție pentru că astea sunt încălcări ale legii. Că săraci ăștia știți ce fac funcționarii? Pentru că sunt proști și pentru că au fost angajați pe pile sau numiți de partid, cum se întâmplă la toate instituțiile astea, niște papagali care n-au școală, n-au nimic, sunt numai, da, da să trăiți, da să cum să nu, punem acum, să trăiți. Să n-au ne... -au nimic, sunt niște yes men, niște unii care execută niște ordini. Pentru că i-a pus partidul. Și sunt sigur că în toată țara se întâmplă la fel și ce voiam să vă rog. Duceți-vă și reclamați. Pozați, reclamați la poliție, frumos, cu totul, dați în judecată, și hai să vedem. Căutați asociații care se ocupă cu asta, căutați avocați care sunt și ei deranjați de lucrurile astea și pot reprezenta pro bono o astfel de cauză și haideți să-i punem să plătească, să vedem care sunt oamenii. Că știți la ce se va ajunge în multe situații? Să moară mama, nu știm cum a apărut chestia aia acolo. Deci noi, aseară a plecat toată lumea, ok, a doua zi dimineața a apărut aia acolo, nu știm cine a pus-o. Nu știm cine a pus-o. Hai să vedem, să scoatem de la astea, că dacă se face reclamație la poliție, cum a venit poliția să ceară pentru orice fel de accident la mine la cafenea, o să vină să înceară imaginele să vedem cine a pus aia acolo. Merge la acasă, cioc, 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 costică, nu te supăra, cine? Șeful m-a pus, șeful, cine ești? Și aici găsești firmele care sunt, uite așa, îmbărligate cu ăștia la partid și care câștigă niște licitații sau au niște contracte, cu cât o structură, cu cât un club sportiv, cu cât o... Că așa să duce paga. Pe acolo circulă. Hai, tată, dă-le bani, alimentează-i cu bani, păi, știa, că și ei ne ajută în campanii. Niște nenorociți sunteți, băi. Ok. Păi, uh. nenorocire cu căldura asta. A fost temperatură record pentru a 10-a lună consecutivă. Azi au fost, înțeleg, și 36 de grade resimțite. Deci, caniculă în foarte multe zone din țară. Motivul înțeleg că e cupola de foc din Africa Ce să mai, noi nu facem nimic Adică deșertul din de Oltenia se extinde spre Banat, Muntenia, Dobrogea O să fie totul da, Pentru prima dată în 40 de ani pământul se crapă de secetă la început de aprilie Mii de hectare de teren agricol se transformă în nisip Guvernul României, mai că n-a dat o petrecere Că se întâmplă asta, de ce? Pentru că asta înseamnă că importăm mult mai mult și le dăm oamenilor numai chestii din import să mănânce, ceea ce înseamnă probabil și păguțe pe acolo, pe la guvern, nu înțeleg de ce nu i-ai proteja pe, pe, oamenii tăi. Nu? E clar că ei niște păși de undeva, de la supermarketuri, de la dracu să vă ia. Luna trecută a fost al doilea cel mai cald martie din istorie, a plouat de 15 ori mai puțin decât era normal. Și acum vine furtuna. Deci e o furtună, Renate, vine din Scoția cu vigeli, vând de peste 100 de km pe oră, Cică și că te ceva temperaturi cu, cu minus, cu niște zăpadă în unele locuri, deci o nenorocire. Deci trebuie să. Uh, na, am pus răsadurile în, în solar, trebuie închis solarul, trebuie să vedem ce zice, să punem ceva căldură marote acolo? Dacă nu, e ok. Adică au luat-o, nu? Au plecat un pic. M-am uitat, m-am uitat, stau, mă uit în fiecare zi de, de 10 ori pe zi la, la, la răsaduri. Da. Și la pom și la. Măi, mă, dacă vine frigul și, și uh, uh, nu avem. Atât de frumoase sunt uh, uh, florile la, la cireș, la meri, la per, la gutui, la, la, la tot, la migdalul ăla a fost superb uh, uh, în, în zilele astea. Dacă se duce naiba tot, da. Uh, mai era scandalul ăsta cu pădurile, uh, scandalul ăsta cu Ikea. Uh, cu pădurile virgine care au ajuns o, o raritate în România, după cum știți. Doar 7% din pădurile țării mai au peste 120 de ani. 7% Un raport Greenpeace arată că din mai multe astfel de păduri din munții Carpați se taie lemnul pentru a produce mobilă pentru uh, IKEA. Probabil ați văzut scandalul, a fost și la uh, ProTV. Eu am văzut ceva la unde am, la EuroNews. Am intrat eu la, la colegul și prietenul hângănuț uh, într-o dimineață săptămâna trecută și era reportajul ăsta. Ciprian Gălușcă, expert de mediu Greenpeace, România, a spus așa, am început plecând de la datele din inspectorul pădurii, știm așadar cum circulă lemnul de la pădure către depozit și apoi către producători, către procesatorul de lemn, așadar nu ne-a fost foarte greu să descoperim această relație, acest drum al lemnului din pădurea în care ne aflăm până la una dintre companiile care produc pentru IKEA. Conform IKEA, 84% din lemnul pe care îl folosește firma provine din pădurile Europei. Uh, îmi place și la când pe mizeriile astea de produse alimentare stă scris uh, nu știu ce ingredient din Europa și din afara Europei. Deci de oriunde, nu? Sau cum? De ce să mai faci această precizare? Că ai și din Europa, sau cum? Da. Uh, România se află în topul țărilor care oferă companiei Lem Virgin, uh, adică de cea mai bună calitate, spune Greenpeace. Ikea pentru Euronews spune că putem să confirmăm că acele com companii sunt furnizori pentru Ikea. Toți furnizorii trebuie să folosească în produsele noastre lemn care să provină din păduri tăiate responsabil. Mă rog. Bla, -bla de, 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 PR. Eu, bineînțeles că e posibil să fie foarte legal ce se întâmplă. E însă normal? Bă, eu nu cred. De-aia trebuie să umblăm la legi. Doar că, fiind conduși de niște nenorociți Lugoi, la marile companii, nu se vor schimba aceste legi. Da. Bă, să nu uitați să-i votați pe ăștia, mă că vine cu alegeri păștea, pe, pe ciola, cu părare și Bogdan, să nu uitați să-i votați. Încă o chestie, și apoi aștept și întrebările voastre. La 19.30 rămân cu abonații plătitori. Uh, să facem o, o ședință. Uh, ce voiam să zic? A, ah, uh, foarte tare mi se pare asta. 22 de milioane dintre lucrările elevilor și studenților din ultimul an, scrie Genștiri, au fost făcute cu ajutorul AI-ului. 22 de milioane de lucrări. Acum, există două chestiuni aici. Prima chestiune, și vorbesc despre asta și uh, sâmbătă, sâmbăta care urmează la podcastul Vocea Nației, plecând de la cartea lui Jonathan Hyde, The Anxious Generation, pe care am primit-o și eu, mulțumesc foarte mult cui mi-a trimis-o, că nu știu, a venit la cafenea, mulțumesc foarte mult, și despre criticile formulate la adresa argumentelor lui Jonathan Hyde de o psihologă la Universitatea din California. Uh, și e foarte interesant subiectul, vi recomand. Prima chestie e că multe dintre lucrările cerute la școală în România sunt absolut imbecile și nu se uită nici dreapta pe ele, în foarte multe situații. Adică. Deci, nu. nu interesează pe nimeni și atunci copiii ce să facă decât să, pentru că știu că nu contează, Fă un referat la nu știu ce. Pam, pam, intră eu. Rahat. Uh, Problema cea mai mare, din punctul meu de vedere, este că acești copii și acești profesori se păcălesc singuri și refuzând să își pună la lucru gândirea, devin tâmpiți. Devenind tâmpiți, nu vor mai avea abilitățile necesare, gândirea e doar una dintre ele, abilitățile necesare de a lua decizii bune pe viitor. Deci, gândirea asta e ca un mușchi. Dacă nu lucrezi gândirea, să duce dracului. Și voiam să vă citesc, chiar dacă n-am ochelari, sper să mă, să mă descurc, voiam să vă citesc din cartea lui Costică Brădățan, Elogiu eșecului, o chestie foarte interesantă, deși nu e despre asta cartea, are câteva pasaje excelente despre ce înseamnă inteligența artificială, ce înseamnă faptul că ne bazăm din ce în ce mai mult pe algoritm. Parte din treaba asta am citit-o la podcastul Vocea Nației, puteți asculta sâmbătă. Vă citesc cu totul altceva acum. Toate astea se petreceau cu aproape un secol în urmă. Astăzi, în epoca automatizării generale și a inteligenței artificiale, problema a căpătat o nouă și sumbră urgență. Nu numai că ne lăsăm munca în seama unor mașini ce funcționează aproape singure, dar le sacrificăm și o mare parte din viața noastră. Când nu mai e utilizată, gândirea se atrofiază și moare. Gândirea moare ca un câine prost îngrijit, înfometat și maltratat, numai piele și os, dar fidel până la ultima suflare stăpânului abuziv. Devenind tot mai legați de mașinile noastre, începem să le mai muțărim inconștient. În cele din urmă, ca să nu fim depășiți, tindem să dezvoltăm un nou sine mecanic, care în mod ideal ar trebui să funcționeze după comandamentul mașinilor. Să nu ia pe căi ocolite și lenevoase, cum obișnuiesc cu oamenii, ci să meargă direct la țintă. Să nu-și piardă vremea cu lucruri inutile, mașinile nu fac nimic inutil, să nu folosească expresii ambigue, mașinile vorbesc întotdeauna la obiect, și mai presus de orice, să o lase mai moale cu umorul. Mașinile nu râd, n-au niciun motiv să o facă. Până la urmă, dacă petrecem destul timp în preajma lor, vom sfârși prin a deveni la fel de bine gresați, la fel de eficienți și la fel de morți pe dinăuntru ca și ele. Automate umane. Dacă mașinile n-ar fi obiecte fără minte, Faptul că le ridicăm în slăvi le-ar putea stânjeni, dar fiind ceea ce sunt, nici măcar nu-l iau în seamă. Firește, ironia supremă este că un instrument complet automatizat reprezintă o mare realizare inginerească și o dovadă a inteligenței umane. Când însă o ființă umană este automată, ea devine o întruchipare a prostiei. Inteligența artificială dă naștere imbecilității supreme. Doar un zeu sau darul eșecului, despre asta e cartea, ne mai poate salva de acum. Vă recomand așa, dar cartea e elogiu eșecului, patru pilde pentru umilitate. Asta dacă mai na, vrem să ne provocăm permanent, să aflăm lucruri noi, să le, să le folosim, să, să, gândim, dar ar dracu. Era, era un sketch extraordinar, al celor de la Divertis pe vremuri. Era, era fix despre această rutină. Se întâlneau doi și se întâlneau zi după zi ce faci bine tu, bine și ai tăi și ai mei, copiii ce fac bine și ai tăi și ai mei. Ai văzut știrile, le-am văzut, ai citit ziarele, le-am citit. Și la un moment dat în această rutină, care se duce de, de mai multe ori, unul întreabă, ai văzut afișul? Care afiș? Români gândiți. Nu, nu l-am văzut. Nici nu s-a făcut. Sau ceva de genul ăsta. Fabulos, uh, -ul. Nu știu dacă îl mai găsiți pe, pe net. Asta era altă chestie. Neavând Netflix, inteligențe artificiale și alte lucruri, și uh, uh, stand-up după stand-up în fiecare seară la îndemână, fără nici cel mai mic efort, își uh, mai puri așa, din generația mea și părinții noștri, știam pe din afară spectacolele celor de la Divertis. Da. Uh, ok. Hai să, hai să luăm câteva întrebări și după 19.30 rămân cu abonații noștri plătitori care uh, plătesc și facturile, nu 100%, pentru că există, cumva am văzut, comentație cineva, există această imagine că noi cumva suntem așa? Nu, nu, nu. Din tot ce încasăm, dacă acoperim 60% în lunile bune, poate 65% din cheltuieli, banii ceilalți provin din aproape tot profitul pe care îl facem cu celelalte activități. Magazinul, deci din activitățile comerciale, magazinul, cafeneaua și tot. Ne va mai întreabă din ce în ce mai des când închidem starea Nației ca să putem să uh, facem și noi un ban cu care să ne petrecem în liniște bătrânețile. Uh, și acum nu să vă mai întâmplat treaba asta pentru că oricum vom face un credit să terminăm Teatrul Nației, măcar să-l văd funcționând și apoi e, rămânem fără casă, rămânem. Uh, avea tata o vorbă mare și mai ales în momentele astea în care nu poți să nu te gândești la ce dracu suntem. Cartea asta vă ajută. Da? Avea tata o vorbă. M-am născut în curul gol, cei pe mine îi dă câștig. Așa că nu contează. Răzvan Nistor, ce părere ai despre cotele de gen pe listele partidelor la alegeri? Că tot urmează să votăm și iar avem doar nu două partide care chiar au femei pe liste, nu la mișto pe locul 10 sau firea pentru compromis. Uh, ce? Eu nici nu cred că ar, ar trebui cumva lucrurile astea, uh, uh, abia că discutăm despre așa ceva, ansuri, Nu e foarte bine că discutăm, atenție, și că punem presiune, dar faptul că uh, trebuie să urlăm despre lucrurile astea arată cât de uh, tâmpiți sunt cei care ne conduc. Deci asta nici n-ar trebui să fie, adică eu așa și, și eu nu înțeleg asta pur și simplu, adică eu nu înțeleg de ce, de pildă, pensionarii din România. N-au un partid care are 15% în Parlament. Eu, eu, nu pot să înțeleg. Deci eu nu o să înțeleg niciodată. Eu nu înțeleg de ce romii din România nu au partid care are, tre trece de pragul electoral fără niciun fel de problemă și nu există partid care să fie în Parlament. Deci nu stai puțin, minor, nu! Făcut așa, adică, bă, hai! Nu înțeleg de ce femeile, care există cu siguranță în partide, acceptă rahatul ăsta. Adică, în loc să spună, bă, uitați care-i treaba, suntem uh, uh, mamele voastre, suntem prietenele voastre, suntem, bă, dacă nu suntem unul la unul, sau ok, hai să zicem că sunteți voi mai mulți și nu avem de unde să, nu știu, să alegem sau ceva, ok, din 10, 6, 4 măcar, da? dar nici n-ar trebui să discute. Un partid ok, e ăla care pune 50-50 punct. Ok, nu găsești oameni pentru funcția respectivă. Da, vorbim, discutăm, vedem exact ce și cum, dar asta ar trebui să fie o treabă pe care deja nu mai uh, discutăm. Nu? Ar trebui să fie. Mai ales că femeile sunt mai mult temă decât bărbații. În, în România. Se pare că suntem, nu știu, 51, ceva, la 49, ceva. Da. Și acum o să-mi iau niște lături pe aici că potrivit statisticilor, sunt mult mai mulți bărbați care se uită la uh, mizeria asta de emisiune uh, cu care îi uh, păcălim pe oameni și le luăm banii. Dama a comentat unul că de ce joi uh, l-am uh, uh, invitat pe omul ăla de la NPC să facă o discuție uh, pentru că asta înseamnă că n-am lucrat cumva la o emisiune sau ceva de genul ăsta. Deci mi s-a părut. Deci erau felicitări pe linie, bravo, bine că a venit, bine că nu știu ce, bă, a zis niște prostii, unii oameni l-au sancționat, dar am aflat lucruri interesante, a fost super ok, chiar am vorbit cu oamenii, am pus întrebări la, 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 abonații plătitori, bă, e vreo problemă că nu, bă, e super ok să mai aduci pe cineva, adică eu fac lucrurile astea în urma discuțiilor pe care le-am cu abonații, care tot insistă, bă, mai adui pe unii, să mai aflăm ce zic ăia, ne-am cansăturat de ta tot timpul, hai să vedem, și când aduc, intră unul și zice, a, domne, că am trage pas pe oamenii care plătesc. El ne plătind, atenție, pentru că, iată, aduceți invitația asta, înseamnă că v-ați tras pe n-ați mai făcut o emisiune. Mi se pare genial. Oricum, câtă prostie e în comentariile astea, mie mi se pare, mă mai uit, mă mai uit, mă interesează să văd exact. Bă, nu înțeleg, unii nu înțeleg cum ajung. A, și mai e ceva. Foarte mulți, foarte mulți oameni foarte interesați acum de ce se întâmplă pe care nu i-am văzut decât în campania electorală. De deci ce ei sunt doar în campania electorală? Domne, hai să. Suntem foarte, suntem noi preocupatule, suntem, dar nu se poate. Este, este ceva incredibil. Uh, Ra, Raul Vasile, cum nici tinerii nu sunt reprezentați în politică? La fel. La fel. Dar de ce nu vă faceți bă, până în 25 de ani? Uite, facem treaba asta. Zi, Marote. Clarificări pe WhatsApp. Uh, mai pe scurt, 80-90% prin reprezentarea făcută în instituție pentru băieții de casă de partid. Corect. Corect. Uh, da. 32% dintre candidați sunt femei la europarlamentare. Uh, nu înseamnă că atestă pe locuri eligibile. Corect. Că vedem după aia locurile eligibile și vedem câte femei au fost alese. Cei mai mulți candidați la locale sunt și pe listele de europarlamentare. Uh, e și cazul fostului ministru al economiei și energiei, Virgil Popescu, Virgile, Virgile. Candidează și la primăria, din Drobeta Turnul Severin și la europarlamentare. Bravo! Bă, sunteți foarte, foarte buni. Deci undeva, undeva tot vor fi. Știți că trebuie să fie nemernici protejați de sistem și de... trebuie să fie acolo. Da. Bă, mi-e o scârbă, așa m-aș lăsa. Am fost vizitat zilele astea foarte intens de acest gând. Serios, dar nu m-aș lăsa la vatra așa, ușor, ușor. Ușor, ușor. Vine acum și Paștele, țaca, paca și... Ai, poate e mai bine să ne vedem de treabă. Încurcăm prea multă lume, cred. Cumva așa. Nu știu. Mai ai și sentimentul ăsta de zădărnicie de multe ori. Nu, că o să întreacă, o să repede, sper. Dar ai și sentimentul ăsta de zădărnicie de multe ori. Mi-a mai zis cineva, te-am văzut, bă, m-am uitat și pe internet, tot da, inie acolo, da, inie rupe și dă geaba. Na. Da. Uh, ok. Hai să mai vedem. Cine mai spune? Uh, Octavian. Salutări tuturor. Dragoș, uh, cum te raportezi la tot ce se întâmplă la nivel global, că tot avem problema Iran, Israel recent? Cum îți menții tu balansul mental dacă totul merge de rahat? Băi, lucrurile sunt, adică eu, eu, -am, eu mă uit și nu-mi vine să cred. Deci pur și simplu. Uh, m m m deci cum să vă refuz uh, uh, în general conspirațiile, tot felul. bă, dar e foarte greu să nu te gândești la așa ceva când vezi că totul e ca în serialele astea scrise de, de Sorkin, de Shonda Rhimes. De... nu, deci nu se poate, e, e ca în scandal, ca în... Deci ăia ia vin, noi alții după aia, ia lasă pentru că ați făcut nu știu ce, ia că lansăm noi acum niște sute de astea, dar bă, gata, nu e niciun fel de problemă. Am lansat astea ca să fie din punctul nostru de vedere, e ok. Deci am ajuns în această lume în care ia, uh, hai să-ți dau și eu o grenadă peste gard, da, explodația, am putat o mână, uh, suntem chit pentru că mi-ai uh, mi rupt ușa la mașină și mi-ai uh, strivit copilul nu știu unde. Bă, ce e asta? Mă, ce căcadă lumea e asta? Nu se poate așa ceva. Iar ăia, bă, mă uitam pe sondaje, bă, voi înțelegeți că dacă nu îl parchează pe ăsta justiția sau ceva de genul ăsta, ăsta câștigă alegerile pentru că oponentul lui Trump este un bătrân sclerozat care nu mai, nu mai știe ce vorbește. Da? L-ați văzut în imaginile alea în care e săracul, e, bă, este, este ceva incredibil. Bă, și o să iasă la președinte și s-a dus cu tot, adică s-a dus orice fel de urmă, de, de, de responsabilitate, de stăteam și mă uitam, uite, o să facem o ediție specială pentru joi, dacă am văzut că vă place asta cu politica, o să vă dăm politică Deși eu nu mai vreau, eu sunt până aici, nu mai, nu mai, vreau, deși sunt conștient că fără politică și fără implicare nu putem. Dar câteodată mi-ajunge, bă, îmi vine să boresc, că mă uit pe, 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 declarațiile lor, pe știrile lor. Am, am, ajuns să am reacții fizice, bă, mă încă pielea. Când îl văd pe cu ăla cât de prostie, sau, sau pe acești impuțiți, gen Rafila, gen, doamne, mi să nu mai zic că e și Bogdan, ce vine... Uh, deci, bă, nu e, nu e posibil așa ceva. Facem o asta cu hoții care candidează. Bă, vor ieși la aceste alegeri foarte mulți nenorociți, care au nu doar cazieri, bă, sunt condamnați. Și am impresia asta că am aruncat tot ce, tot ce înseamnă uh, 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 nu, nu doar bun simț, nu, uh, cumva uh, regulile astea de, de bună conviețuire, binele comun, bă, ne-am pișat pe binele comun. Deci cumva suntem, bă nu ne mai interesează binele tuturor Uite, dădeam lui Marote un exemplu extraordinar de ce înseamnă educație Bă când eram noi mici, știți care era cea mai scumpă sticlă Pe care puteai să o duci, apropo de astea cu reciclarea Și cu nu știu ce, că domne nu suficienți 50 de bani Deci că, că o faci pentru bani Bă noi trebuie să lucrăm la educație să nu o faci pentru bani Trebuie să lucrăm la educație să o faci pentru că trebuie făcută Și apoi să nu mai iei nimic în plastic da? Dar suntem foarte tâmpiți. Și cea mai scumpă sticlă de dus înapoi era sticla de lapte. Cei care sunt de cu mine sau au prins comunismul, era sticla aia de lapte. Băi, eu vă spun ceva. Toate sticlele alea stăteau la, uite, la bunica mea în bloc, stăteau la ușă, mă. Bă, nu le fura nimeni. Noi, dacă ciordeam vreo sticlă, să o ducem să o răscumpărăm, pentru că luam 5 lei pe o sticlă, dar era cea mai scumpă, repet. Celelalte erau uh, 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 2 lei, aia de bere, 3 lei, aia de uh, apă, biborțeni, uh, perla Harghitei, da? Deci sticla aia la, la un litru. Și treia să nu fie ciobite, să nu... Dar dacă furam vreo sticlă de aia să o ducem undeva, luam de la noi, adică ne certau ai noștri, bă nebunule, nu mai dai sticlele astea, am luat și eu, că era, era 4 lei un bilet la film, la, la cinema, tineretului de pildă în ploiești, era 4 lei, cu, cu, uh, uh, cu 6 lei mergeai la film, beai o, beai o citronă de -aia, un puțiciune de -aia, o nenorocire, nu mai zic cu 10 lei, că îți permiteai și un, un, ecler sau o savarină, bei și un suc, mergeai și la, uh, și la un film. Și atunci alea erau două sticle de alea de lapte. Dar, dar eram atât de bine crescuți încât ideea era dacă te făceai și te supuneai unor uh, uh, certuri sau unii dintre noi bătăi, numarote, te, te, uh, o făceai cu ai tăi, mă, nici nu, nici nu trecea până în cap să te duci să iei de la alții. Pentru că despre asta era educația, mă, pe care o, o, o primeai și acasă și la școală și peste tot. Bă, nu fura nenorocitul. Da. Chiar ne-am dorit mai mulți invitați din administrația publică să înțelegem mai ușor cum funcționează instituțiile. Denis Munteanu, membru de 26 de luni. Da. O să facem și asta. M-am gândit că măcar o dată de două ori pe lună mi s-ar părea foarte interesant să prezint eu subiectul da, și să fie cineva la masă alături de mine, deci nu vorbesc despre interviurile de la cafenea pe care le vom face exclusiv cu, cu, cu scriitori, cu artiști, cu actori, cu, cu oameni pe care le. le, le, le Putem avea și ar trebui să le avem uh, uh, drept uh, modele prin ceea ce au făcut, prin ceea ce au, au realizat. Și vom face asta. Uh, primul interviu este cel cu Costică Brădățan și am reluat seria de interviuri, atât la, la Cafeneaua Nației, cât și la uh, Starea Sănătății. Avem săptămâna viitoare un interviu foarte interesant uh, cu o doamnă doctor. Uh, și să fie cineva aici care să răspundă fix la alea. Ba, avem trei întrebări la acest subiect. Răspunde, dracu, la întrebările astea aici ca să înțelegem uh, cum stau lucrurile. Mi s-ar părea interesant fie și dacă ar putea să intre din birou 15 minute și punem pe ecranul ăsta că da, avem ecranele astea și tot ce, uh, tot ce se întâmplă. Da? Hai, să mai, hai să mai luăm uh, uh, un comentariu, o întrebare, ceva. Și vă mulțumesc pentru... pentru susținerea voastră. Implicați-vă, mergeți, sprijiniți, uite, presă locală, nu mai e presă locală, băi, cumpărată de nenorociți ăștia toată. Toată. Dacă știți, dacă auziți, dacă știți, dacă cunoașteți ziariști foarte buni pe zona de sănătate sau pe zona asta de starea nației, dați-ne de veste, lucrăm un pic acum la niște lucruri, vrem să lansăm inclusiv un, un fel de news de asta să, să încercăm o astfel de inițiativă, vedem dacă vom obține și, și ceva finanțare, dar dacă știți astfel de oameni care își caută și care, atenție, că am, am primit foarte multe intenții, CV-uri, mai ales la starea sănătății, deci am nevoie de, avem nevoie de jurnaliști care să fie un pic mai buni sau la nivelul la care sunt eu pe, pe zona asta sau foarte un pic, dacă mai au de învățat, dar, dar nu, care n-au activat niciodată în, în domeniu. Sau, deci avem nevoie de oameni care, care să fie mai buni decât mine pe, pentru cei aducem aici. Și dați-mi de veste dacă pentru scris, pentru apărut la, la televizor, pentru emisiuni, vă pregătim niște surprize, sper eu, foarte plăcute acum, apropo și de cotele de gen o să le... nu o să mai fie atât testosteron aici pe canalul ăsta și doar mecla mea proastă de maimuță dobitoacă. O să vedeți și oameni mult mai bune decât mine aici pe, pe starea nației și la starea sănătății. Avem ceva? Dăm -mi și mie, te rog ceva... Da, am înțeles, uite, așa... Un comentariu, ultimul comentariu, mamă, sunt sute mii aici sunt. Să... Tot respectul pentru Florin, spuneți lucrurile așa, mulțumim. Da. mai avem avem niște oameni care vin și zic, uite, invitați-l pe nu știu care, care-i politic, care am înțeles că a fost o nebunie, în asta totală, cu semnături, cu... Uh, uh, să-l să aducem pe omul ăla pe, deci, -am fost, pe mine m-ar interesa să-l cunosc pe omul ăsta Pe Ștefănuță ăsta Doar pentru câte mesaje am primit Deci ori are o fermă de asta de, de postaci Care stau toată ziua și postează la noi lucruri Pentru că eu primesc inclusiv mesaje uh, uh, la mea. Ori în bula mea sunt foarte mulți oameni care, nu știu, îl au, au susțin, susțin pe omul ăsta, au strâns semnături, habar n-am. Uh, și mai, mai sunt un, unul, doi care au foarte mulți uh, astfel de susținători și dau, dau mesaje de astea. Multe, bă, multe, 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 foarte multe, frate. Uh, uh, extraordinar de multe. Uh, așa. Uh. Așa, salutări, mulțumim, 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 mulțumim și noi. O, oh, oh. uh, Cu astea, cu lemnul, da. Uh. Ia uite. Dă uh, mixt. Nu suntem postaci, reprezintă tineretul românesc în Parlament. Iată! <laughs> Iată! Da. Nu, eu am zis că n-am zis-o la modul, domne, are... deci ori există treaba asta, ori într-adevăr are o comunitate extraordinară și a făcut niște lucruri, niște lucruri ok. D după aia știți ce se întâmplă, îl chemăm pe ăsta, chiar dacă eu nu-l nu cunosc pe om, n stat de vorbă niciodată, n-au așa, o să intre ceilalți. Aha! Iată deci, nenorocitul, ce... De-aia zic, mai bine nu mai face cu nimeni, mi se pare incredibil uh, ce se întâmplă. Nu știu, ați văzut mă, la micuțul uh, confruntarea asta? Cum a fost? Nu? Te-ai uitat? Nu? Nimic? Reacții? Ați văzut reacții? Da. A, a făcut micuțul un podcast, am înțeles. Uh, dar uh, nu știu, n-am -am apucat să mă uit și uh, o să. O să vedem. Uh, bun. Mulțumim mult. Uh, vom vedea uh, ce vom face. Multe de făcut. Sunt și astfel de momente când. Uh, na, uh, suntem uh, uh, mai jos, apar în, uh, în, în viața fiecăruia dintre noi. Important e, iată, să, să fim împreună, să ne ridicăm unii pe alții, să, să încercăm să nu ne pierdem. Uh, încrederea în oameni, în primul rând, pentru că eu cred că asta am, am, am pierdut sau suntem pe cale să pierdem încrederea un, unii în alții. Se pare așa o chestie foarte, foarte tristă. A, a, măcar asta să încercăm să, să ținem a, aprins, nu? Încrederea asta. Bine, vă mulțumesc pentru că sunteți și pentru că ne permiteți nouă să facem ce vrem, ce ne place, ce ne dorim, deși încep să am îndoiel că e fix ceea ce îmi mai doresc treaba asta, da? Rămân cu acționarii noștri plătitori pentru încă o oră și vă mulțumesc mult, e și cara pe aici, s-a făcut cât o văcuță, este foarte mare, ne-a mâncat urechile, da. Bine, mulțumim mult, să vă fie